Cei care s-au născut în zodia Taurului vor avea între 29 și începutul zilei de 30 august momente care privesc conștiința. Nu neapărat că în crucul nopții își vor rezolva o chestiune de opțiune fundamentală, dar nu este exclus ca tot în puterea nopții să se gândească, să mediteze, să ajungă la o concluzie, să simtă un impuls care apoi, preluat, prelucrat, dezvoltat, limpezit în următoarele zile, să le permită să ia decizii mai coerente. Vorbim de mult de o criză de conștiință bazată pe faptul că multe dintre opțiunile lor nu mai sunt acum în concordanță cu realitatea, crezurile lor sunt spulberate de oameni, proiecte și instituții care se duc de râpă, nu mai știu în cine și ce să creadă, nu știu unde să se îndrepte, nu știu pe cine să se bazeze, s-au bazat pe multă lume și mulți i-au dezamăgit sau realitatea însăși este suficient de destructurată încât să le ofere un criteriu stabil. N-au perspectivă, planurile se fac pe termen scurt, criteriile care includ termene îndepărtate nu pot să fie luate în calcul din punctul lor de vedere, dar și dintr-o perspectivă logică greu de acceptat acum. Totul este în destructurare și în schimbare. Așadar, acest sector evoluează pe niște direcții care nu sunt noi. Poate mai specială este rezonanța la nivelul conștiinței al unor evenimente de dată recentă, afirmațiile unor oameni care au putere, concluziile unor specialiști care analizează un domeniu social, economic, politic, medical, cultural, moral, spiritual. Între 30 august după ora 3 și 40 dimineața în zorii zilei și 1 septembrie la prânz, probleme legate de felul în care își pot administra imaginea publică, își pot exercita capacitatea de a conduce o activitate în plan socioprofesional. Nu e ușor, nu e un lucru nou, sunt destule tensiuni și nemulțumiri într-un astfel de context. Avem de-a face și cu un mecanism care tot reeditează niște neconcordanțe instalate de mai mult timp de când Uranus, guvernatorul lor, a intrat în chiar semnul lor zodiacal natal și principalul sector pe care îl bombardează este chiar acesta, al puterii, al imaginii, al autorității. Ca și cum Uranus a dat peste un lucru șubret, fisurat în existența lor și nu face decât să-i dea loviturile finale. Unii, mai ales cei maturi, asistă la prăbușirea unor idealuri sau dorințe, asistă la felul în care întreaga lor carieră se îndreaptă spre ceea ce se cheamă total general și scorul nu este favorabil, nu-i mulțumitor. De aici o revoltă și de aici și nevoia de a face ceva pe ultima sută de metri, ca un fel de redresare, de repunere într-o poziție în care au fost, dar pe baza altor principii, în așa fel încât drumul lor să nu fie încheiat în acest fel, nemulțumitor. Intră în calcul cei care au între 50 și 60-65 de ani, cei care se îndreaptă spre sfârșitul carierei, cei care au apucat să muște din ceea ce se cheamă retragere și atunci, pentru toți aceștia, dorințele din tinerețe și de la maturitate neîmplinite încă nu s-au stins și acestea încă funcționează și exact acestea sunt cele bumbăcite de tranzitul acestei perioade și atunci tot de aici se poate naște dorința de a face ceva altceva, cu totul și cu totul altceva decât au făcut până acum, care să le facă și plăcere, să le pună calitățile personale în valoare sau care să revigoreze niște vocații personale pe care le-au ignorat. Între 1 septembrie, după ora prânzului și 3 septembrie, seara târziu, spre sfârșitul zilei, relațiile de prietenie pot să fie relativ bune. Pe fond, nu se poate vorbi de un eveniment special în plan uman. Se poate vorbi însă de un eveniment special în plan astral, pentru că în acest sector, în ziua de 2 septembrie, aici se va produce faza de lună plină în pești. Ea poate să pună în valoare uriașa capacitate de a fi prieten și solidar a unei persoane pe care o știu și pentru care manifestă încredere, simpatie. Alteori poate să fie vorba de persoane care au evoluat în cercul marginal de relații. Nu au fost în prim planul atenției celor născuți în Taur, nu au fost ei cei mai apropiați, dar care, spre surpriza nativilor, reușesc să se poarte ca niște prieteni adevărați, pot să-i susțină, să fie alături de sufletul lor, pot să-i ajute, pot să-i echilibreze, pot să intervină într-un chip fericit. Și atunci aceste persoane străbat niște cercuri concentrice de afectivitate. Dacă au fost la marginea acestei încrederi, pot să se apropie semnificativ și să intre în cercul celor apropiați, foarte apropiați de încredere, admirabil. Acum, contextul este așa, trasată în roz de mine, până acum pe segmentul relațiilor de prietenie, nu la fel se reflectă însă faza lunii pline din 2 septembrie în Pești și asupra
casa a cincea a sentimentelor, unde se află, evident, soarele în tranzit în fecioară și unde se poate vorbi de exact contrariul, de un exces de rațiune. Fără milă, fără sentimente, fără resentimente și prejudecăți, se poate aborda o chestiune de afectivitate, o relație. Cei născuți în Tauro pot cântări nu dintr-un punct de vedere, ci din multe puncte de vedere și atunci se poate spune că reevaluează omul și relația, viitorul acesteia, beneficiul ei și pot evalua și ceea ce a reprezentat un câștig sau o șansă de a trăi mai bine, mai frumos, mai în concordanță cu sine alături de acea persoană. Dacă rezultatul va fi în defavoarea acelei persoane, cei născuți în Taur la concluzia că trebuie să pună punct relații. Poate că nu renunță definitiv la conversația și dialogul cu acea persoană, dar pun o barieră, pun distanță sau chiar comunică decizia de a rupe relația. Pot vorbi, se pot întâlni, mai pot lucra, colabora, în măsura în care se poate, fără stridențe. Dar dacă prea multe lucruri încep să nu mai corespundă cu direcția lor de viață, ajung la concluzia rațională și pragmatică că trebuie să pună punct acestui tip de amestec, de concesii și de neplăceri reprimate. Nu este un moment al concesiilor, nu este un moment al iertării, din păcate pentru aceea, nu este un moment al derobării de responsabilitate. Dimpotrivă, dacă ceva în neregulă constată că s-a petrecut și în conduita lor, în gândirea lor, că nici ei nu au fost la un standard foarte înalt, că și ei pot să primească o notă mai mică la purtare, firește că își vor asuma greșeala, vor încerca să repare ce este de reparat și în măsura în care prin această reparație relația se salvează, este în regulă. Dacă însă nici în urma acestui demers, care presupune o reajustare a gândirii și comportamentului lor, relația nu poate să o apuce pe un drum mai bun, iarăși nu are niciun rost să insiste. Înseamnă că demersul lor e gratuit și că minusurile din comportamentul și reacțiile lor nu sunt cele fundamentale, categoric justificate și motivate să fi produs degradarea relației. Înseamnă că au fost lucruri pe alături cu drumul, aspecte care nici nu au contat și atunci nu are rost să se chinuie și să se învinovățească pentru ceva ce nu mergea bine neapărat din cauza lor, ci din cu totul și cu totul alte motive. Începând cu miezul nopții de 4 septembrie și ulterior, pe 5 și puțin din 6 septembrie, luna va traversa zodia berbecului, se va plasa în casa a 12-a a bolilor lungi și cronice, va răscoli latura cerebrală, problemele de circulație și implicit toate activitățile creierului mic și mare, a encefalului, a sistemului nervos central, care presupune conduită reacții, gândire, luciditate, capacitate de coordonare a unei activități curente sau a unor activități țintite, care țin de muncă sau de desfășurarea unor preocupări care privesc concentrare pe o temă. Doar că această concentrare este viciată de provocările momentului și de tulburările momentului, care îi obligă să se întoarcă spre subiectele iritante, spre laturile neplăcute și spre provocările care tind să fie amplificate în chip subiectiv de către aceste persoane, care nu vor mai putea să pună punct între ceea ce este o logică, o motivație, o realitate și ceea ce este implicarea lor nejustificată, nemotivată. Pun prea mult suflet, se chinuie prea mult, se enervează prea mult, își strică ziua, viața, somnul, pofta de mâncare pentru niște probleme care pot să fie altfel ținute destul de în frâu. Doar că, din păcate, în aceste zile, exact acest lucru ei nu-l pot face. Și atunci există un soi de ușă deschisă, ca o poartă secretă din spatele grădinii, care permite răului să intre și apoi se miră de ce nu vor fi în formă. Este o perioadă în care ar trebui să se izoleze de acești factori de stres, de oamenii conflictuali, de dialogurile care nu fac decât să răscolească teme iritante și să se protejeze pe ei, să protejeze astfel și relațiile și să protejeze chiar și niște teme care presupun o formă de viață în doi, una sufletească, afectivă, una partenerială sau una de colaborare și corespondență intelectuală. Oameni care lucrează la același proiect au o temă comună, n-au de ce să sacrifice tema pentru că unul s-a enervat sau este în dezacord cu ceva ce realitatea cotidiană îi o pune în față și el nu este la înălțime.